cea mai norocoasă car din lume, performant incredibil, scandalul dintre Rusia sublinierei Occident nu afectează deloc. Aceasta este cea mai norocoasă car din lume. A ajuns la o performanță uluitoare. Scandalul dintre Rusia sublinierei Occident nu afectează deloc. Autoritățile din capitala neozeelandeză Wellington spun că s-ar alia ele deciziei comunității euroatlantice de a expulza spionierul aflat sub camuflaj diplomatic. Numai ce în Noua Zeelandă nu există agenții de informații ai Moscovei. În timp ce alterii au anunțat ce vor expulza agenții de informații nedeclarai, am fost informați ce în Noua Zeelandă nu există persoane care să se potrivească acestui profil. Dacă ar fi existat, am fi luat deja măsuri, a declarat premierul neozeelandez, Jacinda Ardern, citat de The Guardian. Noua Zeelandă a condamnat atacul neurotoxic asupra fostului agent dublu Sergei Skripal și a fiicei sale, Iulia, care se află la baza acestei decizii drastice a comunității internaționale. SUA sublinierei 16 ceri ale Uniunii Europene, cărora li s-au alturat sublinierei alte state, precum Ucraina, Canada, Norvegia sau Australia, au anuncat, începând de luni, 116 expulzări ale diplomaților ruși sublinierei. Presubliniere din Teleconsiliul European, Donald Tusk, a indicat că măsuri suplimentare, incluzând noi expulzări, nu sunt excluse în următoarele zile sublinierei săptămâni. Rusia va răspunde prin măsuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomați, a declarat pentru agenția RIA o sursă din MEA rusă.